dincolo de calcule, asta este interesant, ce facem? Că oamenii nu înțeleg. Da, din păcate scade din ce în ce mai mult această putere de cumpărare. Oamenii devin disperați și de aceea au ieșit în stradă. Am avut fermieri, vedem că avem în continuare, dar este o concurență din ce în ce mai neloială cu acest frate al nostru mai mare, Uniunea Europeană. Bun. Și este clar că trebuie să găsim măsuri concrete. Concrete pentru ajutorarea pensionarilor. Sigur, vreau să